Acum arată... Nu, nu. Sensul... Ce-s banii pentru tine? Jucării? Cărți. Deci ce pot să cumperi cu el? Deci, da, eu am obsesie. Deci, aici... Cărți pentru copii. Carioci. Da, țin minte că și acum Ruxandra așa de drăguță zice: mama, avem buget la grădiniță, la școală, nu e necesar să mai cumperi, dar nu pot. A, și te duci și le cumperi? Da, le cumpăr. Deci am găsit în Austria, eu sunt pasionată de citit și am deschis citit în școală și programe de citit și citesc în continuare. Și am găsit acele corturi care le pui în cameră la copii. Acum am venit cu 4 corturi din Austria, dar aschi și țin minte că eram cu mașina cu scrului nostru și ce să stea? Zic că-s corturile pentru grădință, pentru citit. Nu în cap. Zic, nu se poate, trebuie să capă, trebuie să duc corturile acasă. Doar mi-am lăsat toate alea în America când am adus primele rechizite. Da, asta a fost acum, în martie. Să-ți dai seama. Deci, pentru mine, banii sunt cărți. Și acum, că te uiți în geantă, am 7 cărți care am cumpărat.